Astăzi, în jurul prânzului pe raza comunei Uda Sat Mircani, s-a produs un accident rutier. La fața locului au ajuns pompierii cu autospecială auto specială de descarcerare, dar și un echipaj al serviciului județean de ambulanță. Din primele informații, în eveniment a fost implicat un singur autoturism care a ieșit în afara carosabilului și a căzut într-o râpă. În mașină se aflau conducătoarea auto în vârstă de 23 de ani și un minor de aproximativ 2 ani care se afla în scaun special de copii. Aceștia s-au auto evacuat până la sosirea pompierilor, neavând nevoie de ajutor medical. Stai, 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 stai. Din primele cercetări se pare că șoferița a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, derapând și ieșind din afara carosabilului, chiar într-o zonă unde era râpă. Cum nu au existat victime, incidentul a fost protocolat de polițiștii argeșeni ca tamponare.